Salutare, meni fani, și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars Competitive, un episod super mega șmecher, pentru că, bineînțeles, sunt mai băgată și am cu ofertă, adică v-am zis iar, dacă se strâng 7 like-uri, cumpărăm oferta și ghiciți ce, după oferta asta vine încă o ofertă și încă una. Rip bani, asta este ce să faci, n-ai ce să faci. Măcar maxim contul ăsta pe Brawl Stars, sper. Dacă vă place seria asta, fraților, nu uitați să apăsați și pe butonul de like, foarte, foarte important, dacă strângem 4 like-uri, în următorul episod o să deschidem următoarea ofertă care vine după această ofertă, cel mai probabil oferta de level 15. Dacă vă place, plăsniți like-ul, vă abonați în cazul în care n-ați făcut-o deja și super mega important, îmi dați un follow pe Instagram. Mi-am cumpărat Adidas, dacă vreți să vedeți, poate vă plac, cine știe, vă cumpărați și voi ca și mie, asta e bine în ea. Bun, asta facem în episodul ăsta și o să jucăm cu Nenea Ciorogârlă. În cazul în care vă întrebați de ce, o primit buff-ă, nu foarte mare buff-ă, dar chestia ciudată e că am câștigat 3 din 5 meciuri pe StreamCraft. Asta e o chestie foarte dubioasă. Ceea ce nu prea se întâmpla cu Ciorogârla. Nu știu din ce cauză. Și uite că o băgat aici solo-ul, dar cu meteoriți. Știu că înainte aici erau solo-uri normale și băga aici solo cu meteoriți. Deci nu știu care o fi șmecherea, poate o schimbat. Abar n-am. Dar cam asta ar fi ideea. Bun, o să trecem acum pe telefon. Și am intrat și pe telefon. Probabil că se aude un pic mai dubios. Dar avem aici și oferta. Hai să o cumpărăm și să vedem ce ofertă apare după asta. Dacă apare sau nu oferta de level 15. Au mai plecat 10 lei? Bine, vă rulei. 80 gemuri, oricum merită ofertele astea. Astea sunt singurele oferte care sunt geniale pe Brawl. Mega box-ul, 212 biștari, Mortimer, Spike, în sfârșit îmi dă pe Spike ceva, ești nebun. WC-ul, Ricochet-ul. Și Dynamite-ul, ok, uite, un brawler care îmi place, Dynamite-ul și Spike-ul, deci e bine, ia să vedem, noua ofertă este, nu este, păi de ce nu mai este, frate, what the fuck, că trebuie să le dea pe toate de la capăt, what, nu bă, dar vreau ofertele, sper să le bage mâine din nou, what the fuck, ce țapă, credeam că vin ofertele, în fine, hai să zicem înapoi pe calculator. Ok, foarte ciudat, Nenea. Că știu sigur că trebuie să vină gen ofertele pe treabă, pe leaua. Poate o fi fost un bug. N-am vrut să le cumpăr aseară, că am zis, bă frate, nu le cumpăr, aștept să fac clip și chestii. Dar acum parcă îmi pare un pic rău. În fine, vedem dacă o să apară mâine la 10, dacă nu, tristus, Nenea. Bun. În Ciorogârla. Și ne băgăm la bătaie, Nenea. Motherfucker, ce era? Abia aștept să deschid astea 500 de cutii, aștept până apare noul Brawler Carl. Și atunci o să deschid cutiile. Și sper să reușesc să mă acces măcar 2-3 Brawler. Dacă nu o să fie tristus, Nenea. Se încarcă un pic mai rapid auto-atacul ăsta, dar nu super, super rapid, adică parcă 0.1 secunde, ceva în genul, cred că are. În plus. Sau în minus, cum vreți voi să ziceți. La buff vieții. Oricum, Crow îmi place extrem de mult. Are mobilitate și... Oh, nice. Și pe lângă asta... Opa. Îmi place extrem de mult escape-ul lui. Gen ultimata. E genială. Mi se pare una dintre cele mai fine ultimate din joc. Atâta numai care are puțin HP. Oh, fratele, Ciorogârlă, my friend. Hai să furăm Sunny. Sunny. O fi corect? Purularul ăsta. La Sunny. Băi, șobolane. Oare ăsta e pluralul Sunny-lor? Sunny? Nu știu, să-mi bat piciorul. Care fi corect? Lăsați-i în comentarii. Oh, shit. Ciorogă la male. Male, oh, shit. Și acum vine ăsta și Mardi, nu? Haide, fratele Ciorole, să batem Ciora Mare. M-am dus. Nu m-am dus. Ba, m-am dus. Am crezut că nu m-am dus, dar m-am dus oricum. Și cred că am ieșit pe loc 8, nu? Ok. Nu a început chiar bine. Pe StreamCraft-ul a mers mai lejerea, nu? M-a dus foarte ca... Cristuț. Oh, încă un Ciorolles. Vrei să fim prieteni Ciorolles? Sigur că da, frate. Ia să-i dacă mă lasă să iau și unul de ăsta. Eu unul, el unul. Dacă mă lasă, e cel mai corect. Dar presim că mă trădează. M-a zis? Deja mi-a dat o castană. Mă lasă?
Ma lasă-mă, ok. Bun. Nimeni pe aici? Respect. Vreau să duc toți brawler ăștia gen legendari, motherfucker, au ăștia care sunt cât de cât forță, să-i duc la 400 trofee. L-am dus pe Spike, pe Stringcraft, pe Leonul aveam deja, pe cine am mai dus? Că m-am mai dus pe cineva. Pe Penny. Oh shit, oh shit, oh shit. Watch out, my friend, că îți dau de țări capacele. Ce ai făcut? Bulinski, my friend. Oh shit. Nu vreau să mă duc în direcția aia, că îmi dau la punct din țări capacele. Fratele, el primul. Opa. Oh, el primul pe el primul. Nu știu ce oră, dacă vrea să mă atace sau sunt împreatin. Nu vreau să risc, nenea. Ia apăsăm, nice. Hai, Cioroles. Echipa Cioroles. Luăm Sania și plecăm. Mamă, i-am Kenda, m-am plecat. La mare, la soare, vagabontele e goale, locul 2 este ok, neniculei. Mi-a recuperat trofele și am făcut și două pe plus, parcă. Cred, nu 100% sigur, are 3. 4 am pierdut sau 3, nu mai știu. În fine, oricum nu prea contează. Trebuie să duc și Ciora la 4, să-i arăt rapid. Că mă put foarte lejer. Cu implementată și chestia asta șmecheră. Monster Office. Am dus pe Spiky, pe ăsta l-aveam. Pe asta am dus-o și pe asta o aveam, cred. Numai atât, am dus 2 brawleri, am dus la 400. Credeam că am dus mai mulți. Ăsta ar fi următorul, gen pe care vreau să duc la 400. După aia, cu siguranță nu Bull, deși dacă pic o hartă din aia groznică de shotgun are o să-l joc, n-am de ales. Am încercat să-l duc pe ăsta, am urcat, am scăzut, n-au mers cum a trebuit. Și cam ăștia o să fie brawler, numai trebuie să le fac eu upgrade, gen la power, și după aia o să încep să joc și cu alții. Iar am jucat cu Mortis, am făcut vreo 40 de trofee, cred așa, lejer. Nu de altă dată pot să fugi lejer cu el. Și stai să vă arăt. Hai că ai bring-ul, da. Uitați, în 14 ore apare skin-ul. Apare skin-ul de femeie, bă. Îl fac muiere pe ăsta. Dă ce, nenea? În cazul în care nu știți despre ce este vorba, uitați-vă și voi. Rujat cu de-astea, oulă. Înțeles. Lăsăm așa, nu judecăm, nenea. Ce să faci? Hai ce să faci? Dacă așa vor ei să-l facă. Așa îl fac băieți, deși puteau să o facă pe Tara, un fel de Nightwish și eu. Mă cred că a făcut chestia asta cu Nightwish, mă gândesc eu acum. Știți că a fost pe Clash Royale eventul cu Shelly și nu mai știu cine. Un crossover din ăsta, o băga pe Shelly în Clash, dar nu mai știu exact cum a fost faza. Și mă gândesc acum că vor să facă gen același lucru, dar n-aveau cum gen să... Adică, na, trebuia să creeze caracterul și... Ca să-l facă gen pe ăsta, cum zice, să facă Nightwish un Brawl Stars. Și așa o găsit o variantă mai simplă. Fac un skin. Și cred că o să mai facă un skin, mă gândesc, dar nu știu pe cine. Care să aibă legătură cu cineva din Clash Royale, mă gândesc. Cred că în direcția asta merg băieții. Poate greșesc. Dar nu m-ar mira, sincer. Să fac un crossover din ăsta. Bă, frate, cum? 3 bucăți atâta de rapid. Ok, hai că măcar am luat un trofeu. Facem oare rank 16. Încă 5 trofee, mă, să joc pe asta super mega serios. Să facem rank 16 pe Ciorogârlă. Și nu orice Ciorogârlă, Phoenix Ciorogârlă. Cel mai scump skin din joc. Scuze că tot să fie ăsta lui Mortis. Că nu, pare gen lucrat. Dacă stai și uiți la efecte și ăsta arată destul de interesant. Acum că na, a făcut dintr-un bărbat femeia, e partea a doua. Dar ca și design și ăsta și muncă depusă, pare că e un skin muncit. Nu pot să zic că e groznic. Asta numai ideea că l-a făcut din bărbat femeia, e un pic mai aiurea. Cine știe, poate în povestea lui o fi fost ceva la mijloc. Și Mortis nu se mai simțea bărbat. N-avem nici știu. Motherfucker, ce era? Opa. O, ce favericule. Ar fi păcat să vină shotgun-ul să-ți bage un pic la spate, hâț.
Uite, vezi, asta îmi place, deci ador asta la, la ciorogârlă. Că poți să faci gen kite. Cred că așa zice, parcă pe Loloches. Vezi? Și mă duc, frate, și-l urm... Oh, shit. Oh, shit. Era să fie ceva ce nu trebuia. Dar și bombardamentul ăsta de meteoriți. Hai, da, frații mei. Frații mei, niște derbede, hai, la fura de Sunny. Sunny, bă, să nebunesc. O Sunny, două Sunny. Mi-așa sună corect. Cu A. Să moară, să înțepenească. Opa. Mamă, ce lă, că să pimpă săracul. Asta este, frate. Și și tu cum e pe Brawl Stars. Dacă nu știi, înveți acum. Vrei să câștigi meciuri, faci echipă. Nu vrei să câștigi meciuri, nu faci echipă. Este alegerea ta. Tu ca om poți să alegi dacă vrei să... Nimă la asta, lui, alu. Frate. Frate ca frate, dar brânza e pe bani. Dacă faci nebunie, eu îți dau. Ca să-ți vezi de treaba cu mine. Hăț. Johnule, hăț. De Crăciun, cu mai bun. Dă-te în basca mea. My friend, Choro Girls, voi ateriza pe fața ta. Respect, o știu că nu mai are ce să fac. Ce să faci, ne? N-ai ce să faci contra la Fionix, show. 7 trofee, ăla-i tot. Șeful șefilor, l-ați auzit? The boss of bosses. Rank 16, în curând îl ducem și pe ăsta la 400. Cel mai probabil după ce fac chest opening-ul ăsta, box opening-ul, în ideea în care o să ajung la lejer, zic eu, power-up pe Crow, lejer, ar trebui. Adică totuși mai... Uite, am deja 213, deci fac power 7 și măcar un power cred că fac. Și sper pe Spikey să-l maxez. Pe Dynamite, nu știu dacă îl maxez, că e greu. Mai mult, gen 550 după aia. Bine, nu chiar 550, că o să mai prinzi aici. Pe asta și pe asta, cam așa ar fi brawler gen. Pe care mă aștept gen să-i maxez. Ăștia 4. Crow nu, clar. Dar ăștia 4 mă aștept să-i maxez. Și sper să-i maxez din 500 de cutii. Că altfel e cam trist. În fine. Cam asta a fost și episodul, fraților. 402 gemuri. Sper să continue cu ofertele, să le dea din nou alea pe level și să nu fi fost un bug, să le fi ratat. Așa, îmi pare rău că nu le-am deschis aseară. Dar na, ce să faci, n-ai ce să faci. Cam asta a fost. Mersi fain de vizionare. Nu uitați să apăsați și pe butonul de like în cazul în care v-a plăcut. Să lăsați un comentariu cu brawlerul vostru preferat sau brawlerul pe care vi-l doriți foarte, foarte mult. Și bineînțeles, un follow pe Instagram în cazul în care vreți să vezi o grămadă de chestii pe care le postez, nu știu, mi-am cumpărat Adidas și acum i-am postat acolo. O să primesc o pereche de căști, o să le postez acolo și chestii de genul. Ăsta e Instagramul, vă aștept acolo, salutare, bastă la școală, numai bine. Astăzi bag pizza, am vrut să vă zic și chestia asta. Este vineri, o să bag pizza. Că e mărțișor și alte alea, nu știu, am zis la vrăjoală, dar o să bag pizza. Pa, pa!